Inspectoratul Național de Patrulare desfășoară pe întreg teritoriul țării operațiunea Pietonul. Aceasta are scopul de a sensibiliza atât șoferii cât și pietonii să respecte regulile de circulație. Se pare însă că nici prezența polițiștilor, nici semnalul insistent al șoferilor nu îi sperie pe pietonii care preferă să scurteze drumul pe stradelele dintre cluburi, magazine sau blocuri. Видела полицию, нарушила, неправильно сделала. Ну нарушил, ну что теперь? Ну нельзя, ну спешу. Детка рискать аменду. Știu, da, nu trec des. Mă iertați. Dar câteodată pe zi, da? Ha? O dată în zi? Nu! Să serviți un avertisment, poate. Da. Dar data viitoare, mai încălcați, să fiți pedepsit. Iar amenziile sunt destul de usturătoare. O amendă de la 6 la 9 unități contravenționale, ce ar fi 300-450 de lei. Cele mai frecvente cauze ale încălcărilor le reprezintă necunoașterea regulilor de circulație. Nu cunosc întreceri pietonale, nu le respectă. Și consider că dacă mergi pe un drum mai scurt, e mai bine pentru dumneavoastră, mai repede să rezolvi întrebarea. Șoferii, în schimb, sunt doar bucuroși să dea vina pe alții, fie că au greșit sau nu pietonii. Doamna s-a oprit la mijloc de drum și mi-a arătat. Trebuie să fac. Doamna a stat așa că n-am înțeles că e vreți treacă. Unii șoferi nici nu observă pietonii, susțin ofițerii de patrulare. O mare parte nu observă pietonii, se concentrați în altă parte. O mare parte, mare parte se grăbesc. Nu erau pietoni. Asta s-a zis pietonul, nu știu, nu pot să înțeleg de ce mi-a oprit. Pietonul nu era acolo. Conducătorii auto nu acordă prioritate pietonilor. Aceștia la fel sunt pasibili de răspundere contravențională, fiindu-le aplicate sancțiuni de la 18 până la 30 de unități contravenționale, ce este echivalentul de la 900 la 1500 de lei, bineînțeles și cu aplicarea sancțiunii complementare de 4 puncte penalizare. Totuși, printre locuitorii capitalei sunt și pietoni conștienți și responsabili. Я прошла. На зеленый цвет и только на где зебра. Оглядываться по сторонам обязательно. Пешеход равноправный участник дорожного движения, а потому и правила ему писаны, и штраф за нарушение положен. Переходя дорогу по зебре, можно и не только лей сохранить, но и жизнь сберечь, и несознательным гражданам пример подать. De la începutul anului au avut loc deja 30 de accidente cu implicarea pietonilor.